Municipalitatea Ieșeană mai face un pas important în modernizarea transportului public. În garajele companiei de transport public au ajuns primele autobuze electrice Solaris, achiziționate din Polonia cu fonduri europene. Primii beneficiari ai acestor autobuze vor fi copiii pentru transportul de dimineață spre școală. Au ajuns primele trei autobuze, unul în cursul serii trecute. De asemenea, și cu o zi precedentă, avem în momentul de față trei autobuze electrice venite de la furnizorul din Polonia, care vor intra în procedurile de recepție, de înmatriculare, de testare și ulterior de introducere. În trafic, în total, vor fi 20 după acest model și mai așteptăm tot spre sfârșitul acestui an și din cele mai scurte, de 10 metri, să vină primele autobuze. În total vor fi 24 de modelul 2. Iar cumulat vom avea 44 de autobuze electrice pe care le vom folosi în municipiul Iași, pe zona centrală și mai puțin centrală, în special pe traseul 28. Primul include 20 de mijloace de transport și este format din autobuze cu o lungime de 12 metri. Al doilea lot este format din 24 de autobuze cu o lungime de 10 metri. Acestea vor circula pe străzile mai înguste și în afara orelor de vârf pentru a economisi din consumul de energie electrică.